Pentru că nu v-am văzut anul ăsta și pentru că ne apropiem de sărbătoarea nașterii Mântuitorului, lăsați-mă să vă salut cum îmi place mie, Hristos a înviat! Opa, voi sunteți pe mutigraf cu voi! Vezi că mai aveți o șansă, dar e ultima! Hristos a înviat! O, meritați să vă ridicați în picioare, că a zis cam încet, vă rog! Hristos a înviat o singură dată, nu mai moare... Aveți mare, mare, mare atenție, că dacă nu comunicați cu mine, deja știu cum vin la voi. Dar mi-am tot gândit cum să vă aduc mai aproape, dar vin eu spre voi, nu-i problemă. Stați liniștiți, da? Așa că vreau să fiți foarte atenți. Genesa 41 cu 38. Și pentru că n-ați răspuns adevărat că am înviat, versetul ăsta îl rostim cu toții cu voce tare de 3 ori după ce-l citez eu odată, dacă să știți cum se intonează. Dacă văd o pereche de buze care nu citește, repetăm. Predica mea rămâne tot atât, că timp stați liniștiți, nu scăpați de mine ușor în seara asta. Cuvântul Domnului spune așa, și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și acum, cu toată suflarea, nu contează de unde ești, din județ, din țară, din Europa, 3, 2 și... Vă iert, că v-ați calificat, puteți sta jos. Slăviți să fie numele Domnului. Slăviți să fie numele Domnului. Când zic slăviți să fie numele Domnului, se răspunde cu amin, da? Ok? Fiți foarte atenți. Pentru că suntem aici în prezența Domnului. Nu am venit doar la o întâlnire în care să fim noi între noi, noi prietenii, noi cunoscuții, să ne știm unii pe alții și pentru asta am venit. Am venit în primul rând să-L onorăm pe Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru seara aceasta, vă mulțumesc fiecare dintre voi care v-ați făcut timp să fiți aici, mulțumesc pastorului Ciprian Bârsan pentru invitație, Domnul să vă binecuvinteze, echipei de slujire și fiecare dintre voi care sunteți în locul ăsta. În seara asta nu o să vă predic foarte protocolar, o să vă predic foarte direct, o să vorbesc pe limba voastră, pentru că sunteți o generație care nu mai suportați predici generale. În momentul în care cineva vine și vă spune apropie-te de Domnul, deja ți-ai închis urechile, ești pe bloc, deja vizionezi Counter-Strike-ul tău, GTA, cum să mai faci ceva la World, acolo mai faci un zid, mai construiești nu știu ce. Nu râdeți că vă prind care vă jucați, da? Și sper că vreți să vă însurați ăștia care vă jucați. M-am întâlnit recent cu cineva și mi-a zis, păi eu mă joc cam o oră pe zi. Și nu vă spun ce vârstă avea, i-am spus, prietene, dacă vrei să te însori, salutare joc. Salutare, adio. Pentru că nevasta ta n-ar nevoie de un jucător de la online, blocat, care să stea cu ochii zghiți, lipiți de tabletă, să fie dependent de telefonul ăla care efectiv e sfânt pentru el, cu ghilimele de rigoare, are nevoie de un bărbat care să știe să crape lemne. Se zice amin? Cu ocazia asta scapă de bodybuilding, nu mai face sală, dar scapă de toate. Și e liberat. În seara asta o să vă vorbesc despre ce înseamnă să fii tânăr condus de Duhul Sfânt. Tinere, asta e tema întâlnirii, Duhul Sfânt e și pentru tine. Vedeți, există o idee în mintea oamenilor că Duhul Sfânt ar fi pentru pastori, că Duhul Sfânt ar fi pentru prezbiteri, că Duhul Sfânt ar avea drept rol de împuternicire și are, dar numai pentru cei ce sunt investiți într-o lucrare, ca să poți să cânți la chitară, ca să poți să ai impact în timp ce predici, ca să poți să se lipească versurile de mintea unui om, trebuie să fii neapărat un om plin de Duhul Sfânt și este foarte adevărat. Însă în această seară o să observăm că pentru ca să fii tânăr cu mintea întreagă, trebuie să fii plin de Duhul Sfânt. Amin. Ca să fii un bun administrator, trebuie să fii un tânăr plin de Duhul Sfânt. Bărbatul ăsta pe nume Iosif nu era un bărbat care avea rol spiritual în primul rând, deși avea vedenii, avea visuri din partea lui Dumnezeu. Însă în momentul în care s-a creat un covor roșu, în momentul în care nimeni nu mai respira în sală, ca acum, da? În momentul în care toți erau foarte atenți, Faraon, împăratul Egiptului, s-a ridicat în dreptul tuturor consilierilor prezenți acolo. Erau oameni aleși, boieri, pe spiță de neam, foarte, foarte importanți, excepționali, oameni deosebiți. Și întrebarea pe care o pune păgânul Faraon este aceasta. Am putea noi oare? Am putea noi oare?
Pentru criza care urmează să fie de 7 ani, să găsim un alt om. În primul rând, ca să fii om, trebuie să ai peste tine Duhul lui Dumnezeu. Doamne, fă-ne oameni. Amin. Doamne, ajută-ne să fim oameni în toată puterea cuvântului. A putea noi găsi un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu. Tinere, Duhul Sfânt e pentru tine ca să nu mai copiezi la examene. Duhul Sfânt e pentru tine ca să nu mai vizionezi pornografie. Duhul Sfânt e pentru tine ca să nu te mai masturbezi. Duhul Sfânt e pentru tine, fato, să nu mai faci video chat. Mă auzi? Duhul Sfânt e pentru tine să fii om cu mintea întreagă. Duhul Sfânt e pentru viața ta personală, pentru viața ta privată, să fii un om în toată puterea cuvântului, să te oprești din păcat, să nu mai parchezi cu mașina aia în zona aia interzisă în care comiți adultere mașină, mă auzi? Duhul Sfânt e pentru tine, ți-am promis că îți vorbesc direct și îți spun pe românește exact care e problema ta. Însă tot ce îți spun în seara asta vine de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vorbește în seara asta. Duhul Sfânt îți dă harul să-ți mai vorbească o dată. Ce înseamnă să coboare peste un om Duhul Sfânt? Ce înseamnă ca Duhul Sfânt să vină peste un tânăr? Ce înseamnă ca Duhul Sfânt să-l atingă pe un tânăr? Ce înseamnă ca Duhul Sfânt să aibă impact în viața unui tânăr? În primul rând, Duhul Sfânt pe un tânăr îl face să facă stop. Duhul Sfânt înseamnă stop. Câtă vreme îți permiți orice, Duhul Sfânt n-are nimic cu viața ta. Câtă vreme îți permiți oriunde să mergi, Duhul Sfânt nu-i cu tine. Să-ți fie foarte clar, Duhul Sfânt nu vine cu tine la banchet în clasa 12. M-ai auzit? Se zice amin? Ziceți amin, sper că n-ați mers. Și care ziceți în a 12-a, vă rog frumos să vă vină mintea la cap. Să vă folosiți creierul, că de-aia l-aveți, da? Ziceți amin? Nu vreți să-l folosiți? Doamne ajută-ne să-l folosim cu toții, amin? Glorie Domnului! E foarte important să înțelegi că Duhul Domnului îți oferă un stop. Toți oamenii care s-au norocit din perspectivă spirituală au ajuns în dramele vieții lor pentru că n-au recunoscut indicatorul numit stop. Au zis, noi ne permitem orice, noi fumăm, noi ne permitem țigara electronică, noi ne permitem narghilea, noi ne permitem să tragem din vafelelea, noi ne permitem oriunde să mergem, noi facem ce vrem noi. Apropo, pastore, ce ai tu cu viața mea privată? Întâlnesc oameni care sunt stupefiați când intru în viața lor privată și le spun, ai grijă! Nu mai intra în club. Și dacă tot intri în club sâmbătă seara, să n-ai tupeu, că nu poți să-l numesc curaj. Tupeu nerușinat e să vii aici să pui mâna pe instrument sau să stai aici la cor sau la orchestră, să-ți tremură mâinile și degetele, să simți curent în ele dacă ai tras din țigară și vrei să le pui pe corzi sau pe clape. Duhul Sfânt presupune stop păcatului. O să vă prezint istoria unui băiat care avea o putere inegalabilă în spațiul ebraic. Și băiatul ăsta n-a înțeles că Duhul Sfânt înseamnă stop. Când a primit mama lui vestea că trebuie să se nască un băiat, Dumnezeu a zis, pentru planurile pe care le-am cu băiatul ăsta, este interzis să consumi vin. Este închinat Domnului din pântecele mamei lui. Băiatul ăsta are niște restricții speciale, are niște lucruri foarte bine puse la punct. El este selectat de cer. Tu nu-ți poți permite nici măcar când duci sarcina cu el să faci ce vrei. Și mama, ca o femeie temătoare de Dumnezeu, a respectat întru totul. Și băiatul ăsta, pe nume Samson, a început să crească. Și Biblia zice, versetul 24, copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Dacă ești în seara asta aici, dacă atunci când te uiți la mâinile tale poți să-ți miști degetele, cum îți arăt eu acum, dacă ploapele tale n-au rămas lipite azi dimineață când te-ai trezit,
dacă ai ajuns pe propriile tale picioare și la nivel de creier există echilibristică în viața ta, adică nu simți că ai putea să cazi în dreapta sau în stânga. În mintea ta nu hăinăresc un fel de zumzei de albine și nu ți-ai pierdut mintea, ești cu mintea întreagă. Dacă ai suflare, dacă ai mișcare, dacă ai avut pâine pe masă, dacă părinții tăi ți-au dat tot ce ai avut nevoie și mai mult decât ai nevoie, am să spun ceva, e pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat. Cine recunoaște că în 2020, în an pandemic, Dumnezeu a fost cu casa lui, să ridice o mână sus. Să ridice o mână sus. Cine recunoaște că în 2021 Dumnezeu l-a vegheat în spital sau în afara lui, în pandemie sau în afara ei, într-un val sau în al cincilea val, Dumnezeu a fost cu el în 2021, să ridice o mână sus. Cine recunoaște că în 2022 până azi Dumnezeu a fost cu casa lui, Dumnezeu l-a protejat, uneori l-a îngăduit prin accidente, dar n-a dat mai mult tirul ăla peste mașina lui să nu mai fie în viață. Ești în viață, ai suflare, ai mișcare, nu pentru că medicii, specialiști și paramedici au venit la timpul hotărât, nu pentru că a parcat suficient de repede elicopterul să te ia, ci pentru că Dumnezeu te iubește. Pentru că îndurarea lui Dumnezeu s-a arătat în dreptul casei tale. Puteai să fii 2, 3, 10 metri sub pământ, sub glie. Puteai să devii istorie și s-ar putea să fie peste tine ștearsă toată viața ta, să devii un epavă și să uite oamenii că ai existat. Ești viu, ești prezent la conferința aici, pentru că izvorul vieții încă mai curge. Pentru că Marele Rege Iisus Hristos, într-o zi a intrat pe strada ta, a intrat în casa ta, a intrat în familia ta. Și asemenea acestui băiat, Domnul și pe tine, băiete sau fată, te-a binecuvântat. Cine nu mai recunoaște binecuvântările Domnului, deja e într-o problemă gravă. Noi zicem, mulțumim, Doamne, pentru binecuvântările tale. Amin? Mulțumim, Doamne, pentru mâncare, mulțumim pentru suflare, mulțumim pentru condiții, mulțumim pentru soare, mulțumim pentru frig, mulțumim pentru căldură, mulțumim, Doamne, pentru tot ce ne dai. Binecuvântatul lui Dumnezeu Samson, Biblia zice, a avut restricții. Și versetul 25 spune așa, judecător 13, și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane, Dan, Tzoreia și Eștaol. Că nu poți să consumi bere fără alcool și să te coboare Duhul Sfânt peste tine, mă auzi? Că nu poți să-ți permiți adulter, mental sau fizic, și să pretinzi că Duhul lui Dumnezeu e în viața ta. Că nu poți să faci ce vrei cu viața ta și nu poți să zici, nu-mi pasă, I don't care vorba englezului, nu-mi pasă de ce îmi spui, predicatorule. Și să mai fie Duhul Sfânt peste tine. E grijă. Vreau să fac o subliniere clară. Dacă în Vechiul Testament au existat momente în care Duhul lui Dumnezeu cobora cu rol semnificativ și efectiv limitat peste un om și cobora ca să facă lucrare supranaturală în Noul Testament și în epoca contemporană, în epoca Bisericii Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt coboară atunci când o viață este sfințită în numele lui Iisus Hristos. Când sângele Domnului s-a așezat peste o minte, peste un cuget, când îți mărturisești păcatele făcute cu voie sau fără de voie, din știință, din neștiință, păcatul cu ochii, păcatul cu urechile, păcatul cu buzele, păcatul cu mâinile, păcatul cu picioarele, când viața ta e curată, coboară Duhul Sfânt. Va trebui în această seară să înțelegi că Duhul Sfânt îți așează în dreptul ființei tale din când în când și într-un mod constant alte ori îți așează ceva numit stop. Să te oprești. Să te oprești din păcat. Să te oprești din gânduri murdare. Să te oprești din bârfă. Să te oprești din răutate. Să te oprești din ranchiune, să te oprești din resentimente, să te oprești din înșelătorie, să te oprești din minciună, să te oprești din furtișag, să te oprești. 20 de ani a avut iluzia Iacov că îl driblează pe Dumnezeu. 20 de ani îmblăcând cu Dumnezeu când cu satana. 20 de ani Dumnezeu venea în favoarea lui, în harul lui, în dragostea lui pentru el. În brațele lui extrem de larg deschise pentru el și spunea, Iacove, Iacove.
Eu încă te iubesc. Înșelător până măduva voastră, mascat până în dinți. E tipul penticostalului evanghelicului care vine la biserică. Se îmbracă frumos, se parfumează cu tras un pic pe nas, pe urechi, pe știți voi ce? Duhul Sfânt îmi zice că aici sunt persoane care umblă cu droguri. V-ați auzit bine ce am zis? Însă pentru persoanele acestea există eliberare în numele Lui Iisus. Există eliberare în numele Lui Iisus. Poate chiar nici măcar n-ai vârsta majoratului și necurații și nerușinații de dealeri te-au cooptat în echipa lor. Am aici o carte pe care ți-o prezint. E cartea Sfântă Biblia. Și cartea asta zice că nu există dependență de care să nu te poată elibera sângele lui Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. Dar Domnul îți cere stop. Consiliez băieți care au fost drogați și tuturor le spun, băiete, dacă vrei să scapi de droguri, dacă recunoști că îți pare rău, dacă ai simțit că pe abdomenul tău într-o seară te apasă ceva și ai simțit că ți-ți ia respirația și că mori și ai promis Domnului, îmi spunea un tânăr, mi-am promis lui Dumnezeu că dacă mai ajung la un singur program la biserica mea, o să mă opresc definitiv și irevocabil din droguri. Și a ajuns. Și într-o vineară a intrat în birou de consiliere la noi la biserică, era dintr-o altă parte a României. Și a intrat acolo și a zis, frate Caleb, mai există șanse pentru mine, uite, am făcut asta, 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 am umblat cu droguri și asta, asta am făcut. M-am uitat în ochii lui cu drag și l-a zis, pe dealul sub formă de craniu uman, Marele Rege Iisus Hristos a purtat și povara drogurilor tale. Există putere de eliberare și a mărturisit toată starea băiatul ăsta. În câteva zile, stăruind să fie botezat cu Duhul Sfânt, eram lângă el pe scenă. Unii m-au judecat că mă domnule, că știa faptele, știa istoricul, știa cum face, ce reacție are pe autobuz, că era în spaima zonei lui. Unii m-au judecat și Duhul Sfânt mi-a zis, pune-ți mâna pe umărul lui că-l botez în seara asta. M-a rugat cu credință și Duhul Sfânt l-a botezat. Din acea seară, băiatul ăsta nu mai era la fel. În următoarea zi, la ora 8, era la școală, când de obicei chiulea și ajungea pe la 10-11 la școală. Și autobuzul a știut că băiatul nostru a fost atins de Duhul Sfânt. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! Ți-am spus asta ca să știi că nu există groapă atât de adâncă și prăpastie atât de abruptă și piscuri atât de înalte de care să nu te poată ridica Domnul, pe care nu te poate pune Dumnezeu. După ce te coboară, te ridică din groapă, te smulge din lanțurile tale, că asta e marea problemă. Vor să scape toți, toți oamenii vor să fie buni, însă cei ce nu sunt buni și nu sunt mântuiți sunt legați cu tot felul de lanțuri, de obezi, de butuci în picioarele lor și nu se pot elibera. Există o șansă. Numele acestei șanse este Domnul Iisus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos și cu voi toți strig în seara asta, glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Stop păcatului! Știți ce am zis băiatului ăsta și nu numai lui, la toți care au umblat cu droguri? I-am zis, urgent, ia-ți telefon, urgent, urgent. Și când timp stai cu mine în sala de consiliere, pune mâna pe telefon și începe să dai după ce ai dat bloc la toți foștii prieteni de-ai tăi, indiferent cât de mult te-au ajutat, indiferent cât de mulți bani ți-au dat, blochează-i pe toți pe telefon, blochează-i pe Facebook, blochează-i pe Instagram, oriunde ai o rețea, oriunde ai un sistem prin care comunici, blochează-i, după ce îi blochezi, șterge-le numărul de telefon, pentru că satana o să vină din nou să-ți spună, o, deblochează-l mă, nu-i chiar așa mă, e fanatic predicatorul ăsta. Oprește-te, pune stop păcatului din viața ta. Dacă știi că ai intrat în camera ei și ai curvit fizic, m-auzi? M-auzi? Oprește-te! Oprește-te în seara asta! Tu care ți-ai programat la noapte să curvești din nou, este seara în care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îți pune mâna în piept și zice, hei! Nu te juca cu propriul tău viitor! Stop! Știți cum se transpune această realitate a stopului
în epoca Noului Testament și în contemporaneitate, în prezent, între noi, stopul se numește pocăință. Pentru că Duhul Sfânt are patru lucrări supranaturale independente, distincte. Pocăință, naștere din nou, sfințire și botez cu Duhul Sfânt. Și o să le asociez puțin din Vechiul Testament și cu Noul Testament ca să le descriu pe scurt, fugitiv, dar suficient de clar pentru fiecare dintre noi, actualizându-l pentru viața noastră. Pocăiește-te! Să te pocăiești de păcatele tale. Stop! Ca să poți să te pocăiești de păcatele tale, trebuie să-ți recunoști păcatul. Trebuie să vii în fața lui Dumnezeu să spui: uite, asta e problema mea, asta e problema mea, asta e problema mea, asta e problema mea, sunt dependent acolo, dincolo, dincolo, dincolo. Nu pot să mă opresc. Spune tu, băiete, care ai problema asta și vorbești cu 10 fete și flirtrezi cu ele, nu ai de gând cu niciuna să te însori. Și vorbești cu toate, cetuiești continuu. Se blochează telefonul tău uneori din cauza la cât vorbești cu cele de 10 fete. Ia taie-le pe 9 de pe lista vieții tale. Și dacă cu nici una nu vrei să te măriți, taie-le pe toate de pe listă. Și începe să te rogi. Pune stop flirtului din viața ta. De-aia nu te însori cum trebuie. De-aia n-ai pace în suflet. De-aia n-ai liniște în casă. De-aia e ceață în creierul tău. Compar pe prima cu a treia, cu a cincea, cu a opta, cu a noua, cu a zecea. Oprește-te, Duhul Sfânt, nu suport așa ceva. Dumnezeu te-a creat să te căsătorești cu o singură fată, ci bine ar fi să fie fecioară. Și asta înseamnă că trebuie să se îmbrace într-un fel, trebuie să vorbească într-un fel, trebuie să gândească într-un fel, trebuie să fie născută din nou, trebuie să fie botezată în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Pentru că tu nu vrei să-ți iei ceva care să încerci. Tu vrei să fii curat. Oprește-te din flirt. Tu ce faci, Iacove? Iacov zice: păi eu am crezut că pot să-L driblez pe Dumnezeu. Eu am avut iluzia că dacă îmi dă câte un vis, înseamnă că Dumnezeu e de acord cu șmecheriile mele. Este imaginea băiatului care vine la biserică, totul e ok, nimeni nu știe. Are așa un limbaj penticostal, bă, ăsta știe despre toate, despre toți. Știe orice, știe cum să le ia păcutare. Viața lui nu există nicio schimbare, nimic transformat, nimic oprit la nivel de păcat. El e religios până măduva oaselor. Dacă trebuie să și botează, dacă trebuie să și înscrie în grupul cutare, dacă trebuie face și filantropie, dacă trebuie donează, nu contează. Dar el n-are stop în viața lui. 20 de ani a umblat printre jaloane, Iacov. Când cu Dumnezeu? La Betel. Când la Betel Dumnezeu vine și culmea, la înșelătorul ăsta, până măduva oaselor, îi trimite o scară. Și scara asta avea un capăt la capul lui, unde era așezat pe o piatră, și capătul celălalt al scării era în cer. Îngerul lui Dumnezeu. Ați văzut careva dintre voi un înger? Mâna sus care a văzut un înger. Hai! Iacov a văzut îngeri mulți. Ăștia coborau din cer și urcau înapoi. Și iar coborau și iar urcau. Și Iacob are la activ binecuvântarea furată. Înșelătorie. Și se trezește dintr-o dată și zice: Doamne, eu vreau să fiu un businessman cu Tine, da? Hai, ce câștig dacă mă pocăiesc? Hai, spune-mi ce câștig. Și el zice: Doamne, dacă dai haine să mă îmbrac, dacă îmi dai papuci să mă încalț, vei să fie de marcă neapărat. Doamne, dacă îmi dai pâine pe masă, dacă, atunci Tu vei fi Dumnezeul meu. Foarte interesant e că Dumnezeu parcă intră în jocul lui. Și Dumnezeu zice: Iacove, uite că o să-ți dau, dar nu prea-mi place cum gândești. Că dacă nu-ți mai dau, iei mașina, o durezi și intri în stâlp. Dacă te gândui în încercare, mă mai iubești? După 20 de ani în care la început avea numai un toiac, o bâtă de lemn. Asta era singura lui custodie, proprietate. Cât să coste o bâtă de lemn? Nu știu.
Se întoarce cu turme pe care trebuie să le împartă, să le repartizeze la mai multe persoane ca să poată merge mai organizat. Însă în ceafa lui există un cont nerezolvat. Atunci când s-a dus de lângă tata, de lângă mama și de lângă frate sau mai ales, o plecat îmbufnat și a luat bagajul, o plecat pe la 3 dimineața de acasă și a pus ceapica invers și a pus țigara între degete, lăsase-mă să actualizez, s-a asigurat că are cu el iPhone-ul, nu vă zic ce marcă, nu vreau să fac reclamă, sau Android, nu știu ce sistem avea pe el, Samsung, ce-o fi avut, și-o zis, mă duc, fug, dispar, și-o dispărut. S-o certat cu frate, s-o era la cuțite. Ascultă-mă tu, băiete, care ești la cuțite cu frate tot de sânge, de corp. Și tu cânți. Și tu transmiți mesaje. Dar tu de 10 ani nu-ți mai saluți fratele de corp. Crezi că e normal? Crezi că asta se numește a fi plin de Duhul Sfânt? Crezi că asta e sfințenie? Zero. Zero sfințenie. Zero stop când e vorba de păcat. Nu te oprești când trebuie și pornești când nu trebuie. Ai grijă. Nu prea știi semaforul cerului. Stop. Pe vadul Iabocului, cu bani mulți, cu familie realizat, că unii zic, dacă voi fi realizat în căsătorie, am câștigat tot, o să fiu bucuros, fals. Dacă o problemă care o ai acum nu ți-o rezolvi, câtă vreme nu ești însurat, nu ești măritată, după căsătorie nu se rezolvă. Rezolvă azi. Pune stop azi păcatului din viața ta. Nu mai da vina pe sisteme, pe biserică, pe frați, pe slujitori, pe pastori, pe părinți, profesori, ce vrei. Nu, oprește-te. Căsătorit cu bani, cu de toate, zice Biblia, pe vadul Iabocului Iacov a ajuns, Genesa 32:24, a ajuns să fie singur. Era o noapte insuportabilă. Era o noapte pe care niciun om nu și-o dorește. I-a trecut pe toți copiii de parte a vadului Iabocului și acolo fiind singur în noapte, se aude un foșne de pași. Cineva intră exact pe teritoriul lui fără să-i ceară voie. Cam să spun ceva în seara asta. Dumnezeul pe care ți-l predic din carte, Dumnezeul cel atotputernic, are putere și are dreptul să intre în viața ta chiar dacă nu îți cere voie. El poate intra în smartphone-ul tău fără să îți ceară ție parola, chiar dacă ai amprentă ca sistem de securizare. Dumnezeu poate intra în viața ta chiar acum. Și foșnetul ăsta de pași nu este foșnetul lui Esau. Nu e a unui prieten din armata care e pregătită, toți înarmați până în dinți, așteaptă un singur semnal al capitanului, că sunt 400 pregătiți să-l distrugă. Singurul cap de acuzare pe care trebuie să-l urmărească și să-l îngenuncheze e Iacov. În noaptea aceea insuportabilă, cerul începe să fie în căutarea unui bărbat obscur, terminat, distrus, realizat profesional, foarte adevărat, dar fără de o relație reală cu Dumnezeu. Și în mijlocul nopții, zice Biblia, profetul Osea îl prezintă ca un înger al lui Dumnezeu, un reprezentant al cerului vine să se lupte cu el și pune o întrebare. Iacove, nu-i așa că te-am prins? Nu-i așa că banii nu mai contează? Nu-i așa că prietenii nu mai contează? Nu-i așa că toate realizările tale n-au sens? Ce să faci cu banii dacă nu mai poți? Că pe toți ai trecut dincolo. Familia ta nu te mai ajută, prietenii tăi nu te mai ajută. Ai ajuns într-un punct în care, în orice punct cardinal te miști, totul e praf. Nimic nu mai are valoare. Dumnezeu îi șoptea, Iacove, te-am prins. Exact asta se întâmplă cu tine în seara asta. Tu ai crezut că vii la o conferință în care să discutăm frumos despre niște lucruri teoretice? Să-ți prezint Duhul Sfânt în 7 capitole și să-ți prezint lucrările Lui și tu să zici, oh, nu-i pentru mine, dați-o la altul, next, pas, pentru alții. Să te-a prins Dumnezeu în seara asta și Dumnezeu îți spune, e despre tine vorba, e despre tine vorba.
Și totul parcă a fost ok până când n-a mers să-l întrebe cine-i. Că atunci parcă se vulnerabilizează un mai tare când e întrebat cine ești tu. Și religiosul zice, păi eu sunt penticostal, a doua, a treia, a cincea, a zecea generație, exagerez bineînțeles. Eu sunt din familia cutărui om. Îngerul Domnului vine și zice, cum îți este numele? Nu mă interesează ce bani ai, nu mă interesează ce prieteni ai, nu mă interesează cine te crezi, mă interesează cum îți e numele. Când un evreu era întrebat cum este numele, era întrebat de fapt care e adevărata lui identitate. Se mai masturbează sau nu? Mai înjură sau nu că se enervează? Mai dă de pământ cu lucruri că se enervează? Cum reacționează când este moment critic? Cum ți-e viața? Ce se întâmplă atunci când tragi jaluzelele să nu intre nimeni în camera ta? Ce se întâmplă atunci când pe internet intri în mod incognito? Cum ți-e numele? La o întrebare asemănătoare, ca să poată să pară că e frate sau. Că asta e problema noastră, dragii mei. Vrem să părăm ce nu suntem. Dacă trebuie plângem fals uneori, dacă trebuie zâmbim fals, hei, trezește-te, fii realist. Dă masca jos. Spune care e realitatea vieții tale. Spune că te lupți cu asta, cu asta, cu asta, cu asta. Caută un pastor, un presbiter. Mărturisește-ți păcatele. Nu merge mai departe din groapă în groapă, din hău în hău. Când într-o zi hăul e terminus, e iad. Oprește-te. Oprește-te. Știa că nu poate să-L mintă pe Dumnezeu. Și de data asta parcă-L văd cum îi cade bărbia în piept. Încep să se scurgă lacrimi din ochii lui Iacov și zice, numele meu este Iacov. Când evreu auzea expresia asta, Iacov sau Iacob, că e la fel, auzea înșelătorul. L-am înșelat pe tata, l-am înșelat pe Esau, pe frate meu. L-am înșelat pe socru meu, pe Laban. I-am driblat pe toți. Însă acum mi-a aruncat Dumnezeu un stop. Un stop. Un stop care îmi spune, Iacove, nu mai faci nimic din ce vrei. E momentul să te oprești. Este momentul în care să plângi păcatele. Pentru că spuneam și începeam să spun, pocăință înseamnă recunoaștere. Să spui în fața lui Dumnezeu, Doamne, asta am gândit, asta am practicat, acolo am fost, dincolo am mers, la asta m-am gândit, Doamne, îmi pare rău, uite, te rog frumos. Regret, regret. Mi-e greață de mine, să-ți fie rușine de cine ești. Să-ți fie groază că Dumnezeu știe tot, că Dumnezeu a pus farurile Lui, razele Lui, nu ca ultraviolete, nu doar remene, razele Lui care intră dincolo. Și Biblia spune, desparte încheieturile de măduvă. Ce nu pot să facă medicii specialiști, face Duhul lui Dumnezeu prin carte să-ți regrezi păcatul. Știți cum s-a pocăit Petru, liderul ucenicilor? După ce a intrat într-un mod interzis la focul străin, când Mântuitorul lui era bătut, când Marele Nazarenean Iisus Hristos primea din când în când câte o palmă cu dosul de isreau dinții. Când era bajocorit și coroana de spini era înfiptă tare pe capul lui să împroaște cât mai mult sânge și pe fața lui, pe lateral, peste tot, cureau șiroaie de sânge. Când ăștia se uitau la el și îl scuipau între ochi într-un mod dezgustător. Când marele rege nu avea nici măcar puțin confort, ucenicul lui, care i-a promis că va merge cu el toată viața și e disponibil să meargă cu el și la moarte, ucenicul Petru căuta confort. Poate istoria vieții tale, când Iisus Hristos al tău era bajocorit, tu ai căutat confort. Pe tine te-a interesat ce simți într-un anumit moment. Pe tine te-a interesat cum să-ți meargă ție bine. Ăsta e motivul pentru care ți-ai permis păcatul cu tare. Păcatul cu tare. Ai vrut confort. Te-ai așezat în loja ta spirituală și ai vrut confort. Și Mântuitorul plângea în locul tău. Confort la un foc străin. Într-adevăr era frig. Dar cine l-a pus să intre acolo prin șmecherii?
A intrat printr-o șmecherie, a vorbit Ioan, ucenicul iubirii, cu portărița să-l ajute să intre. El avea un blocaj, trebuia să respecte stopul ăla. Dacă Dumnezeu i-a închis ușa, trebuia să o respecte. Nu mai forța ușa care ți s-a închis, mă auzi, băiete? Mă auzi? Nu mai forța. Nu mai forța nici tu, fato. Dacă ți s-a închis ușa, respectă ușa aia închis. Lasă-o să fie închis. Nu forța. Și spune Biblia, a venit una care făcea curățenie, fiecare cu jobul lui, nu desprețuim pe nimeni, dar vreau să spun că nu avea autoritate asupra lui, nici prin experiență, nici prin job, nici prin modul în care se impunea. Și o persoană care ar fi zis că efectiv să bagă și în seama să povestească, nu a pus-o nimeni, nu a zis nimeni. Într-adevăr, a pus-o un pic satana, stați liniștiți că oamenii vorbesc ori din partea Domnului, ori din partea celui rău. Și femeia asta care mătura pe acolo, gozul sau cărbunii ce-o fi fost pe acolo, s-a uitat la el și a zis, Petre, domnule, tu cumva ai fost și tu cu Galileanu? Tu cumva îl cunoști pe Galileanul Iisus Hristos? Și Sfântul Petru, Marele Petru, știi ce a făcut? A zis, nu-l cunosc pe Iisus. Cum de nu-l mai cunoști? Poate ai zis, da, istoria vieții tale, te-ai botezat de câțiva ani, ai intrat într-o biserică, ești membru activ, toți oamenii s-au bucurat că ai venit din altă parte și de oamenii au zis, e minunea lui Dumnezeu ce s-a întâmplat în viața lui, ce s-a întâmplat în viața ei, dar de o vreme ai început să intri în zone nepermise, de o vreme ai început să intri în dialoguri nepermise, ca și Eva care a dialogat cu șarpele, motiv pentru care a călcat porunca lui Dumnezeu, știți bine. Când începi să dialoguezi cu Satan, deja începi să intri pe un drum interzis. Ai grijă cu cine vorbești. Ai grijă ce subiecte abordezi. Ai grijă despre cine vorbești și cu cine vorbești. Pentru că vocabularul tău s-ar prea putea să te dea de gol cine ești. Știți că a zis lui Petru și până și vorba, prietene, dialectul, gestica, modul în care pui problema te dă de gol că ai umblat cu Iisus. Și asta era un plus, însă nu l-a ajutat cu nimic. Măcar atunci trebuia să se trezească. De 3 ore și ultimată s-a jurat aviz amatorilor care mai jură și spune, eu niciodată nu mai fac asta. Nu mai jura, că nu-i biblic. Da-ul tău să fie da și nu-ul tău să fie nu. Când tu simți nevoia să juri, înseamnă că ai credibilitate cam spre zero. Adică nici tu nu crezi că ce spui crede omul de lângă tine sau persoanele de lângă tine și simți nevoia să mai pui un cuvânt, jur. Scoate-l din vocabular. Nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nu jurați pe nimic. Nici pe altar, nici pe Biblie, opriți-vă, oameni buni. Ziceți da sau nu. Și când zici da, să fie da. Și când zici nu, să fie nu. Se zice amin. Ajută-ne, Doamne, ce trece peste asta vine de la cel rău. Nu umblați cu cel rău, lăsați-l. Petre, ce faci? Mântuitorul și-a ridicat privirea. Și Biblia zice, din loviturile acelea izbit și bajocorit de aprozi, de ostași, de soldați, își ridică privirea și își face timp să se uite direct la Petru. Când privirea lui Iisus s-a întâlnit cu privirea lui Petru, a început să cânte cu coșul, zice Biblia. Privirea blândă a Mântuitorului lovit l-a afectat atât de adânc, i-a intrat atât de puternic în inimă, încât și-a adus aminte de vorba Mântuitorului și Biblia zice, a zis, păi stau cu ei, nu-i problemă, lăsați-mă că el e cu berea lui cu alcool, eu cu berea mea fără alcool. El e cu țigara lui, eu n-am țigară, numai de aia electronică, cu arome, cu, dar eu sunt mai select, nu înțelegeți? Nu, nicio problemă, eu stau cu voi, da? Așa a zis? Și ce scrie în Biblie? A ieșit afară. A ieșit din anturaj. Trebuie să spui stop anturajului murdar. Tu vrei să pretinzi că ești ok și că gândești bine, spunând că te-ai îmbrăcat în haine albe din creștet până în tălpi și tu pretinzi și spui mie, frate care, pastore, eu o să mă arunc într-o groapă cu mocirlă, îmi intră mocirlă până la buze, nu-mi intră în gură. Stai liniștit, să-ți bine manierat. Știu până la limită. Și când ies eu fost îmbrăcat în haine albe din groapa asta cu mocirlă, voi fi alt perfect. Ce tu ești? Înger, mă? Păi când un om cade în mocirlă îmbrăcat alb, cum devine? Hai tare! Mai tare că nu vă aud.
negru, murdar. Nu poți pretinde că rămâi curat când ești cu derbedei. Când ăla înjură, ăla fumează, ăla vorbește despre femei, ăla își bate joc. Hei! Ieși afară! Pentru că stop înseamnă să recunoști, stop înseamnă să regreți, stop înseamnă să renunți. Urcă-te în mașină și dispari. Nu fi cu ei complice la păcat. Stop. Lucrarea Duhului înseamnă stop. Câtă vreme ai o imagine că las că e ok, frate, las că nu-i chiar așa, bine mă, fii serios, las că e în regulă, las că noi suntem de aia care avem putere, serios mă, voi sunteți mai tari ca și Iisus Hristos. Ai grijă, și Samson a avut stopuri. Mahane, Dan, Zoreia, Eștaol și Samson a mutat ziduri și clădiri. Și pentru că n-a păstrat zona asta, cât de trist, l-a folosit Duhul Sfânt. Însă toată viața lui a fost chinuit. Căsătorit pentru 7 zile, doar 7 zile. Obligat să prindă 300 de vulpi ca să se răzbune. Apoi vândut de lui, de bărbații lui Iuda, 3000 veniți să-l scoată din stânca Etam și să-l predea filistenilor. Și foarte interesant e că atunci când ajunge legat cu funii noi, când filistenii joacă de bucurie și spun l-am prins pe Dita mai puternic cu Samson, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Știți că acolo în Biblie, judecătorul 15:14, atunci Duhul Domnului a coborât peste el. Coborât peste el și funiile pe care le avea la brațe s-au făcut ca niște fire de in ars în foc și legăturile i-au căzut de pe mâini. Nu te baza pe astfel de intervenții. Faptul că ai înjurat și încă mai vorbești în limbi nu-i dovada faptului că ai voie să înjuri. Faptul că ai mințit și încă mai cânți în limbi nu-i de fapta faptului că Dumnezeu e de acord cu asta. Faptul că ai simțit iertare după ce ai comis un păcat, nu-i dovada faptului că Dumnezeu abia așteaptă să mai comiți un păcat și că e foarte bucuros. Sfântul Apostol Pavel spunea, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la, mă îndeamnă la, ne îndeamnă la pocăință. Pocăință. Duhul Sfânt zice stop păcatului. 2. Duhul Sfânt schimbă. Duhul Sfânt schimbă. Un bărbat și-a pierdut măgărițele și a zis, sunt foarte disperat, e ca și cum ar fi avut un business rent-a-car. Tata avea mai multe mașini, să zic ce marcă, nu vă spun ce, că după aceea ziceți că țin cu careva dintre voi, dar și dintr-o dată și-a pierdut toate, ca și cum ar fi fost furate toate într-o singură noapte. Nu știu ce a fost cu rețeaua de camere video security, nu au fost ăștia prezenți, nu au venit la timp, toate mașinile dispar. Rentă car, praf, faliment. Se trezește Saul, băiatul cel mai frumos. Știți că unii sunt bolnavi de frumusețe. Sunt prea frumoși pentru pământul ăsta, nu știu ce cu ei. Și pentru că sunt prea frumoși, ajung să fie interesant de urât spiritual. Da? Nu că cine e frumos și urât spiritual, nu, poți să fii foarte frumos. Apropo, cea mai frumoasă femeie din lume e soția mea, Alexandra Nechifor, Domnul să o binecuvinteze. E mai pocăită decât mine, n-a zis suficient de tare Domnul să o binecuvinteze, mai dau o șansă. Domnul să o binecuvinteze. Oh, vorbiți bine, acum la fel să vă binecuvinteze Domnul și pe voi. Sunteți mai bun cu voi, ok. Adică v-ați învățat să ziceți amin, asta e ideea, da? Și dintr-o dată zice ăsta, mi-am pierdut rent-a-car-ul, tati! Disperare. Ia o slugă, zice, taică-ți-o, hai, ia pe angajatul cu tare, că ăla e foarte bun în GPS, ăla știe zona, dispare. Și pe circunferința 100 de kilometri, băiatul tati caută în disperare. Cum cauți? Păi te uiți peste tot. Vei să vezi și în văcăuna aia și dincolo și pe piscul, bă, dacă-s după pântealul ăla alt. Unde-s? Și caută disperat. Și tot căutând, ajunge într-o altă zi, trece prin muntele Efraim, deci în Bașa, Alița, într-o altă regiune, mai trece printr-o regiune, în 3 regiuni numite în Biblie țări, dar sunt regiuni, de fapt, din spațiul ebraic.
Și la un moment dat zice, bă, a trecut o zi, două, trei zile au trecut. N-am găsit nicio măgăriță. Rent-a-car-ul, poliția, nimeni. Nimeni nu a găsit mașină. Ce să fac? Sluga îi zice, bă, dar interesant lucrează Domnul uneori. E bine să ai pe lângă tine oameni de ăștia. Care tac, tac, dacă când zic, zic bine. Nu vorbesc bun, mă când trebuie. Ajută-ne, Doamne, pe toți. Amin. Așa mergea un amin mai tare pentru noi. Domnul să ne ajute. Că atunci multe certuri s-ar rezolva și amenințări cu divorțul n-ar mai fi în unele familii. Dacă ai fi să taci, fermoarul pe gură, gata, nu mai scoți un cuvânt, taci. Nu câtă vreme stă cel rău înaintea ta, că nevasta ta nu-i cel rău, da? Ok? Nu mai numi așa, că poate chiar e influențată după aia din cauza ta, că l-ai proclamat peste ea un blestem. Ai grijă cum vorbești despre casa ta, amin? Amin. Zice sluga, hai să facem ceva. Este aici un proroc. Bine, mă, dar ce, există proroci? Fiți, mă, serios. De ce Dumnezeu vorbește prin proroci? Bine, mă, dar vorbește Dumnezeu despre sufletele oameni și vorbește despre măcărițe? Interesat domnul de mașinuța ta, era să zic BMW-ul, da? Asta e, zis. Înțelegi? Adică interesat domnul ce mașină conduci tu, putea să zică dita mai Saul. Bine, mă, dar eu n-am auzit în istoria părinților mei, tata meu Chis, beniamiții, toți ăștia, niciunul nu a zis, mă, că domnul vorbește prin proroci despre mașini. Fiți, mă, serios. Cât de ieftin gândim noi, slab, la nivel scăzut. Acum dacă e disperare oricum, dacă de trei zile nu găsești nicicum, zice, mă, vrând, se duce și îl găsește. Aveți grijă, Duhul Sfânt e la lucru. Duhul Sfânt a vorbit cu profetul Samuel și a zis, Samuele, uite-te la ceas, cât e ceasul. Și ăsta... Nu știu ce ceas avea, dacă de marcă sau nu, dar să uită la ceas, pe boltă, că nu exista catranul lui Ahaz, înțelegeți ideea, da? Eu actualizez ca să pricepeți. Nu se uita pe smartphone în biserică. De ce te-ai deschis? Păi mă uit la ceas, dar ce trebuie să vezi? Nu mai știu când te-ai în predică, nici eu nu știu în seara asta. Așa că nu-i problema, da? Ce trebuie ceas? Pentru ce trebuie acum să te uiți la el? Nu te-ai uitat, dar ți-am spus un exemplu. Și ce zice prorocul? Da, Doamne, atât ai ceasul. Mâine, exact la ora asta, să știi că îți trimit un bărbat. Ce? Da, îți trimit un bărbat pe care trebuie să-l ungi ca împărat. Păi, Doamne, dacă nu iese la sorți? Dacă atunci, după ce pun toate semințiile, trag o seminție, nu-i seminția asta. După ce pun toate familiile din seminția cu tare, trag o familie, nu-i din familia lui. Dacă... Dragii mei, credeți că Dumnezeu tot ce zice prin Duhul Sfânt e da și amin, amin? Dumnezeu împlinește tot ce a zis. În contemporaneitate, Dumnezeu are profeți autentici. Duhul Sfânt vorbește cu ad litera în punct și virgulă. Amin? Cine crede că amin, să ridice mâna în sus. Hai să văd cine e penticostal. Acum declarativ cam toți. Că dacă nu te mai măriți bine. Gata, s-a dus. Înțelegi ideea? Dintr-o dată vorbește Domnul despre cine? Păi mâine la ora asta vine un om, tu ia sticluța cu un de lemn și toarnă-i pe cap un gel. Extraordinar. Ascultați ce se întâmplă. Rămâne, spune-mi cuvântul Domnului, rămâne doar Samuel, profetul, cu Saul. Și ascultați ce îi zice Dumnezeu. Îi spune așa. Vei avea mai multe semne, nu uităm în detalii și versetul 6, 1 Samuel 10, zice în felul următor. Duhul Domnului, 1 Samuel 10:6, va veni peste tine. Vei proroci cu ei, cu ceata aceea de proroci pe care o vei întâlni, și vei fi, citiți-vă rog cu voce tare. Bă, dar slavă, n-ați mâncat numai măligă? N-ați mâncat nimic că sunteți în post? Vorbiți mai tare că sunteți în post. 3, 2 și... Bărbații sunt mai tare, ei au viitor mai bun, aproape. Vei fi prefăcut într-un alt om. Cam asta e problema multora. Schimbare. Cea mai mare durere pe care o am este când vine un tânăr sau o tânără la mine și plângând cu multă sinceritate îmi spune, frate Caleb, m-am botezat, dar eu nu sunt născut din nou. N-am avut parte de o întâlnire reală, clară cu Dumnezeu. În viața mea s-a întâmplat acel click, acel switch, ce schimbare. Și mă întreabă mulți ce înseamnă nașterea din nou. Sunt eu născut din nou?
spun unii băieți plângând. Sunt eu născută din nou, spune câte o fată. Dragii mei, fără de naștere din nou, nimeni nu vede cerul. Fără de naștere din nou, nu există intrare în împărăția lui Dumnezeu. Cine nu se naște din apă, adică din cuvânt și din Duhul lui Dumnezeu, nu poate nici să vadă, nici să intre în împărăția lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, când vine peste tine, când vine să lucreze în viața ta, convinge viața ta de păcatele tale, îți spune, uite, asta e problema ta, asta e problema ta. Și oameni care au ascultat predici, sute, mii, zeci de mii, miliarde de predici, oameni care au ascultat cântări peste cântări, n-au realizat niciodată că e despre ei vorba, încep să plângă și spun, da, eu am o problemă în domeniul ăsta, eu trebuie să fiu schimbat. Cuvântul lui Dumnezeu vine ca o săgeată, se spunea deja, și se așează în inima ta și îți spune, ai grijă, ai grijă, tu ești acolo. Când au auzit ei cuvântul predicat de pescarul Petru, au rămas străpunși în inimă. Și au zis, fraților, fraților, ce să facem? Străpungerea Duhului vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ia cuvântul lui Dumnezeu și îți aruncă săgeți, săgeți, săgeți. Și simți dintr-o dată că ceva se întâmplă. Mi se întâmplă când din ce predic, văd că e unul care retresare. Ci eu să sta, eu să sta, eu, despre mine e vorba. Și dintr-o dată un om care e morcănos, un băiat care e șmecher, un băiat care a venit doar să filtreze, să-și bată joc la biserică, stă și butonează pe telefon undeva în spate la câte o conferință și Duhul Domnului îmi spune, nu-l atinge, nu-i zi nimic, lasă-l în pace, că l-ating eu prin Duhul Sfânt. Și dintr-o dată, la și 40, se trezește. Și voi, despre mine e vorba. Eu am făcut asta, eu am gândit asta. 40 de minute e în stare să mă bată, să mă așteapte jos, să zic, las că-i dau eu la predicatorul ăsta agresiv și direct, las că-l termin eu. Și din toată Duhul lui Dumnezeu îl atinge. Pentru că, dragii mei, dacă avem o credință, dacă avem o speranță, dacă avem o siguranță, este că Duhul lui Dumnezeu lucrează și azi. Duhul lui Dumnezeu lucrează și azi. Cine crede ca mine să zică amin. Glorie lui Dumnezeu. Duhul Domnului este activ și prezent. Duhul Domnului în contemporaneitate eliberează vieți. Oameni care n-aveau nicio șansă la psihologi. Oameni care au culcat la etajul 8 și au zis, dacă nu-mi trimite pastorul un mesaj, deschid geamul și mă arunc în gol. Și telefonul lui a vibrat cu 5 secunde după ce a zis asta. Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează. Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează și azi. Eram la o seară obișnuită de joi, la tineret, la Cluj, la Betania. Și am anunțat că se termină slujba. Și am zis că mulțumește cu tare, frate. Și Duhul Sfânt mi-a zis, Caleb, tu nu faci ce vrei. Nu poți termina slujba din seara asta. Pentru că în sală este o tânără care are gând de sinucidere. Aproape că nu există slujbă la care să nu primesc informația asta. Și azi am primit-o. Și dacă Domnul îngăduie, o să vă spun despre ce e vorba. S-a terminat rugăciunea finală, trebuia să-i pun pe toți jos și să plecăm acasă. Rămas la amvon și am spus, dragilor, chiar dacă v-am anunțat că se termină slujba, nu se poate termina așa. Pentru că Duhul Sfânt mi-a spus că în sală, ca să nu o vulnerabilizez, nici nu m-am uitat în direcția aceea, nici măcar nu știam exact cine e. Doar bănuiam, la final am aflat. Pentru că din când în când Dumnezeu îmi dă prin dar de cunoștință informații despre o situație din popor, fără să spună cine e persoana, că se pot predica foarte liber, să nu mă uit neintenționat în direcția aceea și să știe alții că ar fi vorba despre persoana aceea. Și a zis, aici în sală există o persoană care are gând de sinucidere. Și înainte să vină la biserică a zis, vin pentru ultima dată. Și dacă la slujba asta, biserica nu face o rugăciune specială pentru mine, mă duc la liniile de cale ferată, aștept prin mutren și am încheiat sucutelele cu viață. Vă dați seama că dacă spui un astfel de mesaj, te vulnerabilizezi, riști foarte mult. Transmisie live, oamenii pot crea tot felul de interpretări, da? M-a abordat cineva și mi-a spus, mă, cum ți-ai permis să spui asta? Și două săptămâni Domnul m-a ținut în stand-by. Nu mi-a zis nimic. Și am zis, frate, dacă asta mi s-a descoperit de la Duhul Sfânt, sunt dispus să plătesc prețul profetic, nu-i problema de asta. După două săptămâni, a intrat în biroul de consiliere o tânără. S-a așezat la locul unde trebuia să stea pentru a-și mărturisi păcatele.
S-a uitat în ochii mei și mi-a spus, frate, că le vă amintiți că acum două săptămâni, într-o seară de joi, a spus despre o persoană care a avut gând de sinucidere, eu sunt. Și a bufnit în lacrimi, în plâns. Și mi-a spus, mi-am propus că dacă nu vă rugați pentru mine, fără să-ți trimit eu vreun bilet, fără să spun cuiva problema mea, dacă nu vă rugați pentru mine să fiu eliberată de gândul ăsta, după program mă duc în spatele bisericii, undeva unde sunt niște linii de cale ferată și mă arunc sub tren. Duhul lui Dumnezeu lucrează și azi. Dumnezeu a eliberat-o. Dumnezeu i-a dat un soț pocăit și binecuvântat, e căsătorită și trăiește în pace în casa ei, pentru că Duhul Sfânt încă mai are mesaje. Este seara eliberării tale. Este seara în care acolo, în inima ta, Dumnezeu poate face o minune supranaturală. Tu îți spui că problema ta nu știe nimeni. Da, păcatul tău nu l-ai spus nimănui. Uneori nu mai poți dormi noaptea, stai cu capul sub pernă și plângi. Ești marcat, ești marcată de o depresie adâncă, ceva se întâmplă în tine. Ai avut gânduri suicidale, ai avut gânduri grave. Ți-ai luat medicamente, supra-dopaj de medicamente, le ții undeva lângă o noptieră, de lângă patul tău, ascuns. E super criptat tot, cu ochii, ținută ascunsă sub saltea. Duhul lui Dumnezeu este prezent aici. Și Duhul lui Dumnezeu când coboară peste tine, tinere, tânără, ascultă-mă ce spun, Duhul Domnului are capacitate pe care nu putem noi descrie în cuvinte, supranaturală, să te schimbe într-un alt om. Când este schimbat un om depresiv de Duhul lui Dumnezeu, se reașterne bucuria pe fața lui. Începe să zâmbească, începe să înflorească, începe să aibă pace, să aibă liniște, să aibă siguranța mântuirii. Începe să spună orice mi se întâmplă în viața asta. Eu cred că Iisus Hristos este mântuitorul vieții mele. Fie că voi trăi, fie că voi muri, eu sunt al lui Dumnezeu. Eu sunt scris pe numele Domnului, eu sunt salvat prin sângele lui Iisus Hristos. Viața mea este asigurată în calvar. Orice mi se întâmplă, orice spun oamenii despre mine, oricât de mult mă ironizează, o cât de mult mă calc în picioare, eu sunt al lui Hristos, aleluia lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului, să fii schimbat într-un alt om, pentru că Duhul Sfânt e și pentru tine, Duhul Sfânt care în al doilea rând te schimbă, trei, Duhul Sfânt e pentru tine, pentru că Duhul Sfânt, cum e El numit, e Sfânt și prin excelență sfințește. Să fii sfințit prin Duhul lui Dumnezeu. Sfințenia nu este o garderobă pe care o așezăm cu noi când mergem la biserică. Sfințenia nu este doar ceva care o avem după moarte. Dicționarul explicativ al limbii române nu ne dă deloc o lumină în domeniul acesta al sfințeniei, pentru că dicționarul spune că a fi sfânt înseamnă să fii un om care slujești unei cauze religioase și după moarte și că ai avea putere să faci minuni. Vă întreb, sfinții sunt cei agățați pe pereți? Ce înseamnă a fi sfânt? Există sfânt post-mortem? Nu cumva a fi sfânt înseamnă să nu faci ceva anume, adică să nu derulezi o acțiune anume și să derulezi alte acțiuni. A fi sfânt înseamnă a fi viu. Sfinții nu-s pe păreți, sfinții stau pe scaune și unul stă în picioare, ziceți amin. Doamne, ajută-ne pe toți. Sfânt înseamnă să intri în procesul sfințirii. Sfânt înseamnă să fii avut un moment de stop în care ca o cruce să fie înfiptă în fața ochilor tăi, în fața trupului tău, în fața minții tale, să spui de aici încolo, nu voi mai face la fel, stop păcatului din viața mea. Ai fost sfințit, spune Sfântul Petru, prin sângele lui Iisus Hristos. Ai fost spălat, ai fost eliberat, ai fost descătușat, s-au rupt lanțurile robiei tale, spune Sfântul Apostol Pavel. Ești liber, 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 liber în numele lui Iisus și ai o viață nouă, dar de atunci și până când se oprește inima, îți bate pulsul, frate, îți bate inima, soră, nu-ți cresc degetele, cel mult cam cade gledul după ele culorile, se zice amin, amin. Sfințire înseamnă să te sfințești și corporal. Sfințire înseamnă să fii curat mental, fizic și din toate punctele de vedere. Sfințenie înseamnă să nu-ți permiți ceva care duce la imoralitate. Asta înseamnă că nu o să te îmbraci în așa maniere încât băieții, fato, să se uite după tine, da? De ce? E sfântă. Tu te uiți în oglindă când ieși din casă. Mâna sus, fata care nu s-a uitat în oglindă când a ieșit din casă azi. Că o prindeam că nu e atentă. Cam asta era ideea. Da? Când te uiți în oglindă, tu zici, Doamne, te onorez eu pe tine cum mă îmbrac? Mă, băieți, mă, lăsați izmenele acasă, mă.
Nu pot să înțeleg, mă, ăștia care vin cu pantaloni de amulat. Frate Ciprian, am momente în care întreb cât un slujitor, frate, aveți după ușa aia așa o pătură mare? Că mi-e frică de-i crapă pantalonile astea, trebuie să fac ceva, mă. Trebuie să pun ceva pe el, trebuie să înțeleg, să salvez situația. Oameni buni, trebuie să fim sfinți. Și sfințenie înseamnă mentală, la nivel de văz, la nivel de auz, la nivel de vorbe, la nivel de mișcare. Să nu te îmbraci ca lumea! Cum să mergi tu ca fată botezată cu Duhul Sfânt în colanți? Bodybuilding îți trebuie, nu? Creierii la ăla care e dependent de pornografie, cu tine curvesc. Fii sfânt. Intră în procesul sfințirii. Oprește-te din păcat. Schimbă-ți viața. Și după ce viața ta a fost schimbată, trăiește de așa maniere încât să îi placă lui Dumnezeu viața ta. În fiecare zi să te gândești, astăzi mai sfânt decât ieri, mâine mai sfânt decât azi. Respectă disciplinele spirituale, roagă-te în fiecare zi. Spune Domnului, Doamne, dacă trece o zi și nu m-am rugat, nu-mi da somn. Apropo, vreau în numele Domnului, nici unul dintre voi să n-aveți somn în seara care urmează după o zi în care nu v-ați rugat. Se zice amin aici. E cam fricuță, nu? Să n-aveți somn dacă n-ați pus mâna pe Biblie, numai pe jocuri și pe internet. Voi ăștia care veți să faceți și că magazine online. Eu fac business online, ăsta e praf la mate. Ca să faci business online trebuie să-ți meargă creierul. Trebuie să știi un pic de ecuații, gradul 2, parțiale, trebuie să învârți conturile alea, trebuie să știi să ai creier de matematică, înțelegi? Faci business online că tu nu vrei să faci nimica. Tu n-ai câștigat nici măcar 100 de lei în viața ta și tu stai în fața sfântului ecran și faci business online. Serios, mă, serios. A, că nu vrei să vezi la școală. Înțeleg eu. Vrei să te lași de școală și vrei să faci business online. Eu nu sunt împotriva informaticii, că sunt profesor de informatică, deci ar trebui să fiu problematic, nu? Am și master în baze de date, deci cam știu un pic despre ce e vorba. Dar ca să poți să muncești online, trebuie să termini facultatea măcar. Ok? Să zică părinții amin. Dați înțeles ideea. Nu termin facultatea, nu-i problemă dacă ești ITist, dependent, nu dependent, profesionist, da? Și ești ITist fără să faci facultatea, tu deja în clasa 10, 11, 12, ești foarte bun în IT, n-am probleme cu tine, dar muncește. Nu sta degeaba în fața televizorului. Business online nu se face cu seriale, drăguțule, cu episoade. Nu poate vine la biserică, tremură carnea pe el, mă. Dacă s-a terminat programul după 8 și 5, ăsta tremură tot că trebuie să vadă un serial. Hei! Revinoți! Revinoți! Asta se numește dependență. Este grav. E grav. Oprește-te. Să fii sfânt. Să te oprești din orice păcat. Tu știi bine ce înseamnă să fii sfânt. Pentru că întotdeauna când comiți un păcat, senzorul din creierul tău, numită conștiință, te semnalizează, zice, hei, hei, hei. Când mă duc la căpătâiul unui om care are probleme grave la spital, eu nu trebuie să-i spun din ce motiv e pe pat. Și ce zice, frate, sunt aici din cauză că... Și zice, el știe tot, omule, extraordinar. Nu trebuie să-i spun. Vezi că ți-am spus eu că... Nu știi nimic, nu mă-l ascult. Eu știu exact. De ce vrei neapărat să-l izbească o mașină în tine? Să te curățăm și să te căutăm la reanimare? De ce vrei neapărat un accident terminal? Nu înseamnă că toți care au accidente sunt loviți de Dumnezeu. Nu despre asta vorbesc. Nu fac doctrina motivelor suferinței. Nu despre asta vorbesc. Vorbesc de o cauză, de un segment, de o categorie de oameni care au ajuns să fie atât de iubiți de Dumnezeu, încât dacă n-au înțeles când era soare pe bolta lor, când totul era ok, Dumnezeu e obligat să vină pe vadul Iabocului și să-i pună mâna în piept și să zică, hei, Iacove, cum îți este numele? Dumnezeu e obligat să-l arunce pe Iona într-un pește și să zică, no, nu te-ai rugat la timp, las că te rog acum, nu mai știi de tine. N-ai postit cum trebuie, numai cu cola, cu umă de mestecat. Apropo, respectă disciplinele spirituale. Voi mai postiți cu apă?
A intrat în birou la mine un bărbat itamaisului doc. Și după ce și-a mărturisit toate păcatele, i-am spus ca să scap de problemele astea, de dependențele astea, ca să știe și organismul tău că nu mai vrei să faci ce ai făcut, uite, Domnul îți cere să postești. Dita mai să lui Docu s-a uitat la mine și a zis, frate, dacă eu postesc, mor. Am zis, păi dacă mor, tu îngropă gratis. Nicio problemă. Îmi iau liber de la servici ca să te îngrop, de la școală. Deci nu sunt mare probleme. Nu mori? Dar când tragi de fiare, nu mori? Când stai cu căștile și dopurile în urechi, în care dai din cap continuu la muzică infectă cu jurături, nu mori? Nu cumva atunci ești tomberon? Oprește-te! Eu sunt aici ca să-ți spun adevărul. Îmi închei în câteva minute predica și o să mă întorc la Cluj. Și tu faci ce vrei cu viața ta. Efectiv ce vrei. Eu nu o să te pot urmări și nici nu v-am propus. Însă Duhul lui Dumnezeu e cu ochii pe tine. Duhul lui Dumnezeu vrea să schimbe viața ta și vrea să intri într-un proces al sfințeniei, pentru că vrea al patrulea pas să-l deruleze cu tine. Duhul Sfânt vrea să slujești. Stop păcatului, schimbarea vieții, sfințire și slujire. Să nu mai slujești dacă trăiești într-un păcat anume, cu intenție. Iubesc pe băieții și pe surorile care vin și spun, frate, iartă-mă, te rog frumos, sunt pe programare, dar de data asta nu pot sluji pentru că am o problemă personală. M-am certat cu mama. Apropo, când îi trântești ușa mamei și tatălui și îi spui, babacule, expirat, termină, că tu n-ai Twitter, tu n-ai Instagram, tu abar n-ai ce e ăla, Reels, tu nu știi ce aia, postare și stories. Tu ești expirat, hai, termină cu poveștile astea. Când vorbești urât cu mama și cu tata, tu ai curajul să mai vii la altar să slujești? Nu cumva ar trebui să-ți ceri iertare? Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să slujesc curat, vreau să slujesc în apropiere de tine și în sfințenie. Tu ce faci, Davide? 1 Samuel 16 spune în Biblia, a intrat profetul Samuel în casa lui Isaie, Betleemitul, și a zis, nici unul dintre băieții tăi să nu lipsească de la jertfă. Aducem o jertfă Domnului. Tata zice, hai că mai facem o concesie, turmele mele nu pot rămâne nesupravegheate. Și sărăcuțul de Davidut, se vorbea despre el, ăsta, nu știu, cam miroase a oaie, deci nu, e prea mic, e prea, lăsați-l acolo. Intră Samuel și se uită la ce? Izbesc ochii și îl vede pe Eliab și zice, dacă șablonul lui Saul a fost să fie înalt, și acum trebuie să fie înalt. Dumnezeu nu lucrează cu șabloane. Dumnezeu lucrează cu planurile Lui perfecte. Și strig în seara asta, binecuvântate fie planurile Domnului, înălțate fie lucrările Lui Dumnezeu și speciale să rămână tot ce face Dumnezeu, toate planurile Lui. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze după mintea, după gândirea și după planul Lui. Nu te mai pune tu barieră. Trec și așa mai departe. Într-un final, când trece peste toți, profetul zice, mă, pe mine Dumnezeu niciodată nu m-a mințit. Isai, ăștia-s toți băieții tăi? Zice tata, păi, deja e rușine. Păi nu ți-a spus să vină toți. Mai am unul, dar ăsta e la oi. Nu se poate, mă, să vină ăsta acum. Nu vom sta la masă până nu vine și băiatul cel mai mic. Și Biblia zice, Isaia a trimis să-l aducă, 1 Samuel 16 cu 12. Și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și fața frumoasă. Dar nu din cauza asta l-a zis Domnul. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. Versetul 13 spune mai departe, Duhul Domnului. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și cele următoare. I-a fost simplu lui David? Noi vedem slujire doar atunci când tot e ok, când oamenii ne laudă și zic, frate, extraordinară predică ta. Ați cântat ca niciun grup, mai bine ca toți. Sunteți speciali. Davide, unde pleci tu după ce ești uns? Nu cumva Domnul te pleacă prea tare? Să cobori jos, să te întorci la oi.
Dragii mei, slujire înseamnă să fii în voia lui Dumnezeu. Să fii în timpii lui Dumnezeu. Să fii în traseul lui Dumnezeu. Să fii în traiectoria lui Dumnezeu. Să fii în voia lui Dumnezeu. Nu contează că oamenii calcă pe tine, că îți distrug viața, că îți calomnează familia, că îți fac videoclipuri pe internet. Nu contează! Fii în slujirea pe care ți-a dat-o Domnul. Nu ieși din slujire. Stai acolo. Stai acolo. 20 de ani e testat David. Cum slujește? Și după 20 de ani e uns ca rege, mai întâi la Hebron și apoi peste toată împărăția lui Israel. 13 ani e testat Iosif, despre care am citit. 13 ani, toți îl bajocoresc. 13 ani, visele pe care le-a avut el ca băiețandru de 17 ani devin epavă, istorie. 13 ani, purtat din casă în casă, vândut de două ori, aruncat în penitenciară pe nedrept, pentru că a fost curat. Pentru că a zis stop păcatului, că necurata aceea a vrut să comită adulter cu el. A zis, mai bine îmi pierd haina decât caracterul. Stop păcatul lui. Între 5 și 8 ani stă în pușcărie. În pușcărie e disponibil pentru toți. Din mișcări politice ajung după gratis și Pitaru și Paharnicu. Și amândoi au câte un vis, fiecare cu visul lui. La amândoi le tălmăcește visul. Paharnicul e restaurat. Pitaru, conform visului, e omorât. Și dragii mei, ascultați-mă, mai trec 2 ani de chin. 2 ani. 2 ani de așteptări. 2 ani. 2 ani înainte de care paharnicul i-a zis, n-o să uit de tine, n-o să uit de tine, că m-ai ajutat. Că aveam un moment depresiv, simțeam că mor. Și mi-ai tălmăcit visul din partea lui Dumnezeu. Și eu mă duc din nou la palat să torn în parul împăratului. N-o să uit de tine. Biblia zice, l-a uitat. Te uită oamenii, te uită prietenii. Așa să stau ridicați. Te uită cei din jur care ți-au promis că o să-ți facă mult. Te-ați vrea să stai cu ochii închiși, pentru că urmează să spun ceva la suflet, ceva de la inimă la inimă, ceva pentru viața ta privată. Momentul ăsta e un moment de cercetare în care Duhul lui Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție pe limba ta pentru problema ta privată. Duhul lui Dumnezeu e prezent aici. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Atât cât văd, când văd toți ochii închiși, inclusiv la copii, o să continui, vă aștept. Să stai în cercetare în prezența lui Dumnezeu. Poate ai ajuns într-un moment dificil în viața ta și oamenii te-au uitat. Și oamenii ți-au promis și oamenilor nu le mai pasă de tine. Și oamenii ar vrea să-ți facă bine, dar nu pot, că sunt prea slabi, nu știu. N-au soluții, n-au rețete. Viața ta a început să se adune frustrarea, te rogi și nu primești niciun răspuns. Cauți fata Domnului și de nicăieri nu se întrezărește nici măcar un nor cu apă, cum se uita profetul Ilie să vină norul ăla, ca să vină înapoi apa, că de 3 ani și 6 luni, de 3 ani jumate nu venise apa în țară. Și a zis că numai după cuvântul lui se întoarce înapoi apa. Toți erau disperați, însetați, într-o criză financiară inegalabilă. Poate aștepți 9 ore să vină. Am să spun ceva. Duhul Sfânt are putere să aducă norul care aduce apa. Duhul lui Dumnezeu are putere să-ți aducă din nou viață în sufletul tău. Duhul lui Dumnezeu are putere să te ajute, să te ridici din praful drumului vieții tale. Tu nu rămâneai în faliment, poate ai căzut între tâlhari. Ești ca omul ăla care a căzut, ai coborât de la Ierusalim, din cetatea păcii, din zona aia super securizată, din zona cântării, din zona laudei la adresa lui Dumnezeu, din zona în care simțeai puterea lui Dumnezeu. Oriunde te uitai, simțeai cum Dumnezeu vorbește, simțeai puterea Domnului și dintr-o dată s-a făcut totul mut în jurul tău. S-a pus totul pe blocaj, nimic nu mai merge. Nu se mai merge nici acasă, nu se mai merge nici la școală, nu se mai merge nici la lucru, nu se mai merge nicăieri, toți sunt cu ochii pe tine. Parcă ești într-un vacarm de vorbe, te bajocoresc oamenii, îți bagi joc de tine, ai ajuns să fii uitat. Te-au aruncat oamenii în penitenciarul vieții lor. Am să spun ceva, Iosive, Dumnezeul tău nu te-a uitat. Dumnezeu e pe tron când nimeni nu mai are nicio soluție pentru casa ta. Dumnezeu rămâne credincios și Duhul lui Dumnezeu care l-a așezat în tine nu o să
mână degeaba în viața ta. Nu l-ai primit ca să-l pierzi. Nu l-ai primit ca să-l întristezi. Veghează, fii atent, fii foarte atent. Orice iuțime, orice amărăciune, orice strigare, orice mânie, să piară. Pune-le pe foc, stop păcatului. Să intri într-o stare de schimbare. Să spună oamenii despre tine: nu mai e la fel băiatul ăsta, fata asta nu-i mai la fel. Să intri în procesul sfințirii și să ceri de la Duhul Sfânt să te boteze, ca mai apoi să slujești. Și covorul roșu s-a derulat și toți erau foarte curioși cine va călca primul pe el. Și faraon, păgânul faraon, împăratul Egiptului, zice: am putea noi oare să găsim un alt om care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Dar tu crezi în Iahve, mă omule? Tu crezi că Dumnezeul lui Israel e viu? Tu crezi că Dumnezeul acestui băiețandru de 30 de ani este Dumnezeul cel atotputernic? Da. Da, am început să cred, am început să cred. Urmează 7 ani de binecuvântare, de supra-succes, de prosperitate nemai întâlnită, dar după ăștia 7 ani vine 7 ani de secetă, de foamete. Avem nevoie de un administrator care să pună totul cap la cap, pentru ca să nu intrăm în derizoriu, să nu fim distruși. Este prezent Domnul Iisus Hristos aici. Ebrit faraganto menovelis. Simt puterea lui Dumnezeu prezentă în dreptul fiecăruia dintre noi. Și indiferent cât de gravă e problema ta, indiferent prin ce treci, Dumnezeu este prezent aici. Aș vrea să stai cu ochii închiși. Dacă în viața ta privată există un păcat de care ți-e rușine, există o stare de păcat, există o situație dificilă, există un blocaj spiritual, există un domeniu în care ai început să păcătuiești, există o zonă în care te simți vulnerabil, în care te simți hidos, murdar, ți-e greață de viața ta murdară, păcatul tău mașină ca un cancer, roade în oasele tale. Din perspectivă spirituală, ți se topesc oasele din cauza păcatului care rupe în fiecare zi mai mult, mai mult, mai mult din tine. Este seara în care Duhul lui Dumnezeu e prezent aici și a venit ca să te convingă pe tine personal de păcatele tale. Nu te mai gândi că alții sunt mai păcătoși, nu te mai gândi că altele sunt mai rele. Gândește-te la viața ta privată. Dacă nu ești botezat în apă, dacă nu ești botezată încă în apă, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, dacă ai peste 14 ani și vii în prezentă sau prezent aici, vrei să-i spui lui Iisus Hristos: Doamne Iisuse Hristoase, schimbă-mă și pe mine. Ajută-mă să mă opresc din păcat. Ajută-mă, Doamne, să te primesc ca Domn, ca și Salvator, ca Eliberator, ca Mântuitor. Intră în viața mea. În timp ce vă rog toți să fiți cu ochii închiși, dacă este cineva nebotezat în apă, care vrea să-i spună lui Iisus Hristos că îi predă viața, să ridice mâna dreaptă sus în fața lui Dumnezeu. Doamne, uită-te la mâinile care se ridică. Uită-te, Doamne, mai sunt și alții. Mai sunt și alții. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze acolo sus. Dumnezeu să te binecuvinteze acolo la mijloc. Oriunde te-ai afla, oricum te cheamă, dacă ai cel puțin 14 ani și vrei să-ți predai viața Mântuitorului Iisus Hristos, ridică mâna dreaptă sus, e decizia ta voluntară. Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mâna lui Dumnezeu este prezentă aici, Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine. Chiar dacă ți-e mai rușine și o ții lângă frunte, Dumnezeu vede mâna ta. Sângele lui Iisus Hristos este prezent aici să-i libereze. Duhul Sfânt îmi zice să mai pun întrebarea asta de 3 ori doar. Pentru că în urma acestor întrebări sau acestei întrebări puse de 3 ori, mai sunt și alții care o să-și predea viața Domnului. Dumnezeu să te binecuvinteze, dacă vrei. Dacă mai este cineva, a doua oară întreb. Te-am văzut și pe tine, te-am văzut și pe tine. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să te binecuvinteze. Aleluia lui Iisus Hristos. Dacă vreți, cei ce ați ridicat mâna dreaptă, nebotezați fiind, puteți stați cu mâna ridicată în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu să se uite la mâinile voastre. Dumnezeu să se uite la viețile voastre. Dumnezeu să te binecuvinteze. Acum te-am văzut doar. Aș vrea să te întreb ceva. Dacă ești botezat și dacă de o vreme ai început să scazi și să cobori pe trepte spirituale tot mai jos și parcă ți-e groază și ai zis: Doamne, n-am vrut asta, Doamne. N-am vrut să comit păcatul ăla, Doamne, n-am vrut să scad dincolo spiritual, Doamne, și acolo am greșit și dincolo slab, Doamne, și acolo m-am dus într-o direcție greșită și, Doamne, am ajuns la faliment, Doamne, am ajuns să-mi fie greu că-s pocăit, Doamne, mi-e rușine de viața mea, nu mai te reprezint, Iisuse Hristoase, îți lovesc palme cu dosul pe fața ta spiritual vorbind și te dezonorez, Doamne, a dus o cară la adresa ta. Dacă vrei în această seară, asemenea lui Petru, să-i spui lui Iisus Hristos că-L iubești,
Să spui lui Iisus Hristos că vrei să-ți refacă viața, că vrei ca viața ta să fie schimbată în numele lui Iisus Hristos. Dacă vrei când slujești să fie putere în sală, să fie Duhul lui Dumnezeu, să fie forța Duhului Sfânt, să fie convingerea pe care o dă Duhul Sfânt, să fie putere, să fie puterea lui Dumnezeu peste casa ta, să-ți atingă Domnul pruncii dacă ai familie și copii, să-ți atingă Domnul viața dacă ai partener de viață, să-ți atingă partenerul de viață, să lucreze Duhul lui Dumnezeu printre colegii tăi, să spune oamenii din jurul tău, mă, omul ăsta e pocăit, ceva nu-i normal cu el, este deasupra naturalului cum se comportă cu noi. Noi îi lovim, el ne binecuvintează, noi ne uităm urât la el, el se uită frumos. Ai nevoie de o rededicare în seara aceasta. Dacă ești botezat în apă și ai lăsat să se șteargă și să se ducă de multă vreme și să fie istorie care să se scurgă peste decizia ta și legământul tău poate a fost pătat în vreun fel și recunoști în seara asta că vrei o rededicare. Cine se rededică Domnului dintre botezații în apă la o vârstă matură, vreau să ridici o mână stângă sus în fața lui Dumnezeu. Domnul e prezent aici să te elibereze. Aleluia, aleluia. Uită-te, Doamne, că-i ploaie de mâini. Uită-te, Doamne, la noi. Ebrit canavelo redis. Tu care zici, aș vrea și eu să am putere, dar n-am putere să-mi ridic mâna. Ridică-ți-o în numele lui Iisus Hristos. Să fie atins de puterea lui Dumnezeu. Să te atingă sângele lui Iisus Hristos. Aleluia Domnului, aleluia Domnului, glorie Domnului. Duhul Sfânt este aici. Dacă dintre persoanele care au ridicat mâna dreaptă este cineva care are nevoie specială să ne rugăm pentru el sau pentru ea, dacă este cineva care e la capătul puterilor și zice, Doamne, dacă nu se roagă cineva pentru mine acum cu punerea mâinilor un slujitor, nu pot să fiu binecuvântat, nu pot să mă duc mai departe, sunt la capătul puterilor, o să stau aici în dreptul monitorului ăstuia. Și dacă vrei să ne rugăm pentru tine împreună cu frații slujitori, dacă ești botezat în apă și vrei să te rededici Domnului, te rog să cobori aici pe scenă, să cobori aici în partea dreapta a mea, să cobori și să îngenunchezi în fața lui Dumnezeu. O să ne rugăm imediat, te rog să cobori în timpul rugăciunii, să vin în fața Domnului, să îngenunchezi în fața Domnului și să splângi păcatele tale, să te rededici Domnului, să strigi după mila lui Dumnezeu. Botezații care se ridică și vor să ne rugăm pentru ei cu punerea mâinilor, coboară în partea dreapta a mea. Cei care nu sunt botezați, dar au promis Domnului că se vor boteza, că vor o relație reală cu Domnul și vor să-l primească pe Iisus ca Domn și Mântuitor, coboară, îi rog să coboare în partea stânga mea, nebotezați, rețineți cei botezați care se ridică în partea dreapta mea, vină în fața lui Dumnezeu. O să intrăm în rugăciunea asta și te rog să te rogi cum te-a rugat niciodată, te rog să strigi după mila lui Dumnezeu, te rog să zici, Doamne, ai milă și de mine, ai milă de casa mea, ai milă de familia mea, ai milă de prietenii mei, ai milă de dușmanii mei, ai milă de starea în care mă aflu. Te rog să te rogi cu voce tare, să strigi după mila lui Dumnezeu, nebotezați în stânga mea, botezați în partea dreaptă, o să ne rugăm special pentru tine. Nu te uita la alții care vin. Vino tu dacă vrei eliberare. Ebrit canavelo redis. Există putere în sângele lui Iisus Hristos și viața ta poate fi eliberată și viitorul tău poate fi binecuvântat în numele lui Iisus și trecutul tău și păcatele din el pot fi șterse în numele lui Iisus. Să intrăm cu toții în rugăciune. Se dă o bătălie puternică. Ai nevoie de Domnul. Ai nevoie de eliberarea din calvar. Ai nevoie de sângele lui Iisus Hristos să începe o viață nouă, să te atingă Duhul lui Dumnezeu. Poate pe tarchetul ăsta o să te naști din nou, o să spărturizești că Domnul te-a atins, că puterea lui Dumnezeu te-a eliberat. Nu uita, ești botezat și vrei să te rededici în partea dreapta mea, ești nebotezat și vrei să te botezi, vrei să-L primești pe Iisus ca Domn și Mântuitor în partea stânga mea, în genunchi.